you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un episod mai nocturn de GTA 4. De ce zic un episod nocturn? E aproape 11 noaptea când filmez acum. N-am ce face, că să filmez la 11 noaptea. Bun, hai să de mesaje, CM, Roman, bla 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 bla, du-te-n pula mea. Bun, hai că parcă a fost vreo că încerc și o să nu mai înjur în clipul. La început nu prea înjuram, dar până la urmă mi-a fost lene să mai cenzurez. Etena. Hai să vedem toți ce misiune avem. Hai să mergem la asta că e mult mai aproape. Ăsta cine e, băi? Playboy X. Hai că sună mai mișto numele ăsta, Playboy X. Avem și mașina asta. Băi, e mișto că ni s-a salvat. Bun, ne-a dat și Brucey mesajul ăsta, ce mai vrea. Read. N-ai bla 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 bla. Bun. Hai să schimbăm radio. Cum îl schimbam de pe rotiță? Da, văd că de pe rotiță. Nici nu mai știu controle de la jocul ăsta când am mai intrat prin el. Nu prea am avut chef zilele astea să filmez. Și na. Hai da, cu paranoia lui Echo. Bă, dar prea șmecheră mașina asta pe care o am de la misiunea anterioară. De la cursa aia. Bun, hai pe pod aici, uite și elicopterul de poliție. Ia, iarăși ne-a dat Brucey mesaj, ce mai vrea. Read your hot date on Liberty 3 website, bro. Deci, trebuie să mă duc la cafe internet. O să mă duc și acolo. Probabil că am din nou randevu. Cine știe. Opa. Dă-te la o parte, taxiul prost. Uhuu, ce curbă. Nu, ce distrugea mașina acum. Bun, deci eu trebuie să mă învârt atât pe aici, nu știu. Stai. Opa. Hai să vedem ce trebuie să facem aici. For beginners. Ia dai, oh, și lift ăștia. Ăla pare a fi fumat de tot. Văd că l-are și o târfă pe acolo. Li se rupe la brișcă. Așa, ne arată și semne obscene. Firați drept, bun. Mă, ce mișto e balconul ăsta. Iată blocurile, zici că cele din jocul anterior, din GTA 3. Mă rog, de fapt San Andreas ar fi anterior, dar cu povestea cu Liberty City, cam asta ar fi. Mai și casca acum în clip, hai că deja mai am un pic și ador cu cinematicurile astea. Sărim peste ele și așa, nu prea ne pasă. Hai, urcăm bolidul ăsta. Bă, parcă mașina asta seamănă un pic cu unul din roboții în Transformers. Era la șmecherul. Știu că îi se traducea numele. Și parcă ăla era tot așa mai galben. Era genul ăsta mașina. Sau mi s-o părea, cine știe. Bun, trebuie să mă duc și la cafe internet. Dar n-am chef acum. Opa. Am bulit-o. Am în un bolidul ăsta frumos. Trebuie să-l duc la reparat acum. Nu, așa bun, hai că mergi pe contrasens și ce derapează. Da, frumos. Hai că până la urmă distrug mașina asta până ajung la misiune acolo. Măcar avem aici un peisaj frumos, blocuri înalte. Măcar acum seamănă cât de cât cu New York-ul. Mamă, ce eram pe la, era pe acolo și am ratat-o. Băgam un săritură pe acolo, ho-ho. Bun, acum pe aici să înțeleg. Bă, parcă așa era și în al doilea. Mamă, ce mișto-i pe aici. Hai că acum chiar că arată New York. Dă-te mă la o parte. Chiar seamănă cu al doilea oraș din GTA 3. Cât de cât așa, nu știu cum vin drumurile astea și împărțite. Parcă. Ce ciudată chestia e acolo. Uite și Taco Bell. Ca în GTA San Andreas. Nici nu știu pe unde mor pune ăștia să merg, dar chiar nu-mi pasă. Măcar mai explore și orașul ăsta. Chiar e mișto. Pentru un joc vechi din 2008, foarte avansat chiar și pentru ziua de astăzi. Și m-am mușcat buza. M-am tras de piele. M-am apucat de piele și... Ce m-am mușcat, că încă curge sânge.
Cred că sunt canibal și mă duc la autodistrugere. A, ce mă doare. Bun. Hai, du-te. Bagă viteză. Văd că cam GTA 4 ține cel mai bine. Bă, oare pe aici am fost la haine? Cred că da, am fost. Mă, că mai trebuie să merg. Hai că am ajuns. Deci văd că și tot ce vreau să zic. A, da. Seriile cam cele mai de succes, cam astea ar fi GTA 4. TF2-ul văd că ține și Nu vreau să... A, trebuie să mă urc în mașină ca să iau arme, să înțeleg, nu? Nu vreau să renunț la bolidul ăla. Ai, mă, unde mi s-a dus mașina aia? S-a dus, dracu, bolidul ăla, trebuie să-mi iau altul. Hai! Du-ne sus. Da, urcă. Uite un fraier. Ho, ce l-am delit. Direct sniper elite facem aici. Aha, uite încă unul acolo. Cade! Boom! Mamă, și pe mașina aia a căzut. Și mai unul. Undeva mai așa. Hai să mă duc în vârf de tot. Mă, aș putea să mă plimb pas, dar mă duc de tot sus. Hai da. Du-te, Nico. Nicușoare. Trei, doi, unu. Headshot! Ce țipa al dracu. A devenit una cu asfaltul. Go to construction site and find the first. S-a urcat acolo, deci? Să ne mai sniperesc? Văd că mai e unul pe acolo și unul pe acolo. Hai mai bine să mă duc așa să nu se aștepte ăștia să nu știe. Am Kalashnikov deja. Hai că asta îmi place. Hai că ne-a dat și Kalashnikov. Bun. Hai. Coiță, vino încoa. Stai acolo atunci. Ma, că regret că nu mai am bolidul ăla. Las că găsesc eu altul pe străzi. Că văd că e un cartier mai... Mă rog, zona asta e de oameni mai chiaburi și își permit ăștia să-și ia bolizi. O să-mi fie dor de mașina aia. Dă-mi cu Kalashnikov-ul. Stai mă, unde-i muzica? Direct cargo. Nu prea se potrivește acum melodia asta, dar mă rog. Hai să intrăm aici. Opa, ăștia trag. Ia mă, ce armă avea ăsta? Tot Kalashnikov. A, asta e o femeie nebună. Ăla cred că a căzut. Cred că i-am dat în căpul ăla.
Deci mai sunt prin partea aia, văd. De unde tragi? Bă, dăm cu antic gloanțe Kalashnikov și după aia mai vorbim. Trebuie să mă sui pe schelă până la urmă. Sau să mă duc mai prin partea asta așa. Uite-l. A, păi dacă e așa, stai că vin și eu cu pistol atunci. Hai, facem mafio... păstiri mafiot cu pistoale, cu arme mai mici de calibru. Nici nu nevoie să-mi strig gloanțe de Kalashnikov, că văd că-i dilez pe ăștia cu pistolul. Ma, hai că parcă aș fi la într-un film cu mafioți. Tot pe ăsta ce vine prin spate. Asta e bubuie? Se pare că nu. Și cred că acum urmează tea mai războiul. Opa, grenadă. Și am dat-o ca naiba. Hai că m-am învățat cum să folosesc grenada. A, trebuie să arunc cu grenada acolo, am înțeles. Cred. Aoleu! Ne, nu cred că trebuia să arunc acolo. Ce țipă ăștia pe stradă? Auză! Mă, ce țipă ăștia pe stradă? Sper să nu se audă pe filmare. Sunt niște țigani care urlă pe stradă. E perfect normal la mine să se întâmple așa ceva. Cred că fix pe la coaie am tras. Ăla e out. Gata, bun. În caz că erau unii în gropile alea acolo, s-au dus dracu. Armura e aproape întreagă. Ăsta cum a mai apărut aici? Vino încoace. Ieși mă de acolo. Ieși! Luați deci grenăzi. Să vă săturați. Ce iese fumul de aici de la grenezi, hai că îmi place efectul ăsta. Ăla nici nu știe să tragă. Cu ce headshot i-am dat? Încă un headshot. Ăștia au venit și cu elicoptere. Fiva elicopterul de râs. Dacă aveau... Nu mor eu așa ușor.
decolat elicopterul ăla, nu-i bine. Stai, și acum. A, e tot pe aici. Și acum trebuie să mă duc pe ăla. Sau asta a fost... A, asta a fost misiunea. Hai, dă-ți salvare. Mai ai vreo misiune prin zonă totuși? Hai să vedem ce-o fi aici. Bun, cum n-ai bă ajung pe acolo, nu știu. Hai să alerg cu mâinile goale, să ajung mai repede. Misiunea asta chiar mi-a plăcut, a fost ușoară. Trebuie să mă împuși cu ăștia? Nu cred. Hai, dă-te la o parte. Dă-te mă la o parte și tu. Ia acum ne sună Brucey. Da, n-a fost pe o idee prea bună să mă arunc de acolo. Hai până la destinația asta totuși că e aproape. Să văd ce chestie am eu și de făcut pe acolo, o fac și încheie episodul, că nu de alta. Dar e cam târziu acum când filmez și vreau și o să dorm. Hai, Sergardo. Poate îți rup și pantalonii. Hai, nu mai sună unul. Mă, câte misiuni avem. Una aici, una aici, una aici, una aici. Mă, câte avem. Da, am ce filma pentru episodul următoare. Trebuie să mă duc și la cafe internet acolo. Sau internet cafe. Hai să vedem ce chestii avem noi aici. E departe. Cam e. Un pic mai înapoi trebuie. Hai, dar urcă și... Am crezut că era lumină roșie, că avea o armă. Da, nu, era de la mașină. Ok, bun. Deci eu trebuie să ajung aici. Și acum trebuie să mă uit prin astea, frumos. I'm in the park. Now what? Bun, mi-a dat Francis mesaj. Deci chiar așa. About your exchange with McCreary. Yeah, he better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is paying then. Call me when this exchange is going down. I don't like all the talking. Yeah. What's an angel like you doing so far from heaven?
Și eu tot n-am văzut. Și tot n-am văzut care... Talking about how you ain't getting no money, but you're still giving up the photos. I told McCreary I wasn't giving up them photos unless he paid me. Pula, dar acolo vorbește la telefon și nu pot să-mi dau seama. You know what? He thought that that wasn't such a bad idea. Cred că ăla e. Atât ce fuge. Ia treci în coace. Da, ăsta era. Bun, hai să scap de wanted. Văd că-mi vin mașinii toate părțile. Hai că sunt la marginea zonei de wanted. Poate scapa așa că merg pe jos. Orice ar fi, sper să nu fiu observat. Bun. Ia, mă, unde mă pune ăștia să merg? Hai că e aproape. Mă, nu pot să sar peste asta. Așa. Să-mi opresc o mașină. Hai, vină încoace. Dar cu mașina peste mine. Hai, urcă, am luat și wanted. Unde e independenție film, uite-l. Hai să scap de wanted. Bagă viteză. Prințesa ta în alt castel probabil se caca. Am deschis cutia Pandorei și-o zis mai încear. După duel se nesc cu scuipanul cu sabia. Ca Zoro gândește în afara cutiei, pe cine te-o pus acolo? Nu pot să fiu atent că probabil e ce. E vecinul din mazardă și-l cheamă ADHD. Îmi bag pula în capul meu. Hai, ce secție poliția mea, mai găsit unde să mă opresc. De vorba de a deceta. Sca și Undertaker cu Agani în frățioare. Cu cât veniți mai mulți, fă-ți cuturi pe toți mai tare. Și eu vă zic, dragilor, că nu mă opresc aici. O să fiu o strănepotul ce povestești la străbunii. De fapt, mai rău decât 40 de hoți cu Alibaba. Din Hawaii la telefon îți red în față, alohaha. Mă dau singur spre adopție, deci cine mă vrea? E ok să guști din glorie, dar nu te scuzi. Hai, odată scap de wanted. ADHD, ADHD. Pe piesa asta dăm cum vrem. ADHD, ADHD. Bun. Cuvintele la noi, nu pe refren. ADHD, ADHD. Să completez misiunea asta, să închei și episodul. Și din dulce m-am făcut amar. Vestul rap nu-mi pică bine, pică genial, ziceai. Ca și un zugraf cum îți mai susi părerea. Când la mine urlă bitul și la tine betoniera. I-auzi, mă doare în pulă cu scârbă semnat eco. Cu tatuar cu man și pe măta într-un Iveco. Nu mai înțeles normal, hai rezolvă-ți mitul. Până atunci îți promit că o să mă asculte și fiul lui Fitu. Chance like this is my redemption. Your sins are absolved, I guess. Bun, hai că asta a fost misiunea și în același timp și episodul. Eu sper că v-a plăcut.
vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonul și videoclip. Și până data viitoare. Hopa!